Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Ozacuna, bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Din căsuța mea mică, vă transmit o inimioară ca să ajungă în căsuța voastră mare. Dragii mei prieteni, voi deja mă cunoați, cine sunt și ce fac, eu sunt Zidana Ozacuna, cea de pe YouTube, care mulți spun, ești cea de pe YouTube? Eu sunt medic naturopat, eu sunt psiholog psihosomat. Într-un cuvânt, un doctor de suflet. Dragii mei prieteni, o întrebare foarte deasă care eu primesc de la voi, într-adevăr, toată ziua. Zidana, ce facem pentru paraziți? La mine toate familiare paraziți și de ce și cum să vedem că noi avem paraziți? În primul rând, cum să observăm că sunt paraziții în corpul nostru? Ei persist și la copilași, ei persist și la mămici, și la tătici, și la bunici, și la bunici, dar trebuie să înțelegem că noi trebuie să facem ceva, să nu lăsăm mânuțele în jos de nu a face o deparazitare a corpului. Așa, încep. Cum, Zidana? Deci să vedem că avem paraziți. În primul rând, căderea părului. Deci, pe prima scară care vine, să vedem că noi avem căderea părului. Mirosul urât din gură. Ne schimbăm pielea, deci, la față. La noi pielea vine mai bolnăvicioasă, mai crăpată, acnei, coșuri, în primul rând unghiile, deci se stric și automat ne îngrășăm. Sunt multe cazuri care din când avem paraziți, deci au probleme bărbații cu ficatul sau chiar au hepatita ABC sau deci probabil ficatul sunt foarte răi. Sunt multe cazuri care sunt doamne care nu pot rămâne însărcinate fix de la această problemă. Este bine să facem o deparazitare. Este foarte bine de a face o deparazitare măcar o dată pe iar, prin ierburi, prin ceari, ușor, natural, biologic, prin medicina tradițională. Nu ne imbibăm cu diferite deci injecții sau perfuzii pentru a face o deparazitare. Ușor, foarte ușor. Eu am astfel tip de praf pentru, să zicem așa, e un detox, da? Pentru paraziți el este foarte bun. El ajută și la curățirea ficatului, el ajută și la curățirea sângelui. El ajută chiar și la curățirea pielii, dacă noi avem, deci pielea bolnavicioasă. Dar, în primul și în primul rând, fiindcă el are spirulină, el ajută foarte bine la deparazitar. Numai decât, fiindcă, dacă noi nu facem o deparazitar și nu știm că avem paraziți sau chimenți, sau de heliobacteri, fix așa e și întrebare, dar ele sunt de mai multe sori, mai multe forme, cum spune la noi, da? Automat, înțelegem că avem stafilococ în gât, da? Sau chiar avem dureri de cap, sau este ficatul gras, sau chiar poate să treacă în sânge. Sunt foarte multe cazuri că sunt persoane adulte mari care au paraziți la creier și începe automat să iei vederea sau, mă rog, probleme de sănătate. Nu lăsa ca să ai paraziți. Fă o detoxifiere, nu stai în primul rând hainele sau alte lucruri mai importante pe primul loc. Primul loc este sănătatea ta. Dacă vrei o deparazitare, mă scrii cu siguranță. Eu îți spun de unde să o iei, ți-o dai comandă, sunt guric, fiindcă este foarte important. Când vorbim de copii mici, da, și pentru copii mici sunt foarte multe vitamine de aluat pentru a face o deparazitară, da? Dar dacă îi spui, Zidana, eu nu am paraziți, dar vreau să fac o deparazitară, bravo, te felicit, fiindcă tu îți iubești sănătatea ta și e corect de face o deparazitare pentru corpul tău. Toată lumea are paraziți, dacă să luăm drept, toată lumea are paraziți de la mâncare, care noi mâncăm nesănătoasă, că noi mâncăm foarte multe lucruri care sunt chimicale, care sunt sănătoase, care sunt nesănătoase și noi nici nu știm cât de repede ne îmbolnăvim și automat avem dureri. Chiar și câteodată persistă foarte mari dureri de burtă, la bărbați chiar persistă problemele cu impotență, de la paraziți, da, sau problemele cu prostata, paraziți, deci primul loc ar fi bine să faci o deparazitare ca să fii tu bine însuși cu tine, sănătos, ca să arăți bine, că sănătatea este foarte importantă. Eu sunt Zidana Ozacuna, cu mult drag, din căsuța mea în căsuța voastră, dacă doriți o deparazitare, mă scriți pe WhatsApp, este numărul meu pe WhatsApp, cu mare drag, eu te pot ajuta să vedem care este situația ta și cum poți fi sănătos. În primul rând, să te iubești pe tine, sănătos și să arăți bine. În primul rând, sănătatea este ca un minge pentru noi toți oamenii de pe acest pământ. Zidana Ozacuna.